Bună dimineața, dragii mei, într-o frumoasă zi de luni, 19 februarie 2018, evident. O zi răcoroasă de dimineață, Suceava și Fălticeni, undeva cu temperaturi de minus 3 grade de dimineață. Un cer relativ acoperit de nori, rece însă, pentru că temperatura e simțită undeva pe la minus 8 grade. Nu sunt precipitații, au fost ceva furguieli în picuți azi noapte, dar s-au oprit. Nu vor fi precipitații pe parcursul zilei. Se va mai încălzi sau, mă rog, se va menține temperatura, ca să nu spunem că se va încălzi tot atât pe parcursul zilei de astăzi, adică tot minus 3 grade vor rămâne. Pe noapte undeva în jur de minus 8, minus 9 grade chiar. Și asta spune deja mult, pentru că s-a mai răcit un picuț vremea, cel puțin în zona nocturnă. La Rădăuz de dimineață minus 6 grade și o temperatură resimțită în jur de minus 9, minus 10 grade. Frig de dimineață la Rădăuz, la fel, se mai încălzește acolo, se poate spune, pentru că pe zi vom avea doar minus 3 grade și noaptea undeva la fel la minus 9 grade. Mai rece însă la munte. La munte, temperaturile undeva de dimineață în jur de minus 8 grade, dacă vorbim de Câmpul Lung Moldovenesc și Vatra Dornei, fără precipitație, la fel fără precipitație și pe parcursul zilei, o temperatură resimțită care depășește minus 10 grade. Nu avem vânt deloc în județul Suceava și asta deja spune mult prin prisma frigului resimțit. Temperaturile resimțite, spuneam, în zona de munte undeva peste minus 10 grade, se mai încălzește pe la minus 3 grade, nopțile mai reci decât zona de deal, eu știu, sau cea de șes din Suceava, pentru că acolo vom avea temperaturi așa care vor depăși 10 grade, minus 10, minus 11 grade, spuneam, în zona montană și fără precipitații în tot județul. Rece pe parcursul nopții, vor fi temperaturi cu minus în această săptămână și pe parcursul zilei, dar nu strașnice, ca să zic așa, adică minus 2, minus 3 grade, nopțile undeva în jur de minus 7, minus 8 grade, asta până pe sâmbătă, când se pare că vremea se va mai răci, cel puțin pe timp de noapte vom avea temperaturi pe care le-am mai avut, temperaturi de minus 16 grade, dar asta va fi pe sâmbătă. Până atunci însă vremea este oarecum blândă, pentru că e o zi de totuși de 19 februarie și perioada denumită în popor Femartul, de care evident nu scăpăm. S-a întors iarna, a venit iarna, de fapt nu s-a întors pentru că nu n-a fost. Iarna este acum, nu a fost la sărbători, dar ce mai contează? Avem un pic de zăpadă, vorbim și de vremuri, pentru că vremurile sunt extraordinare. A fost ministrul cel mai tare al apelor, pădurilor, pe numele lui decât de ministru de Ioan Deneș. A fost la Suceava, așa, și o să-mi spuneți, așa spun și eu, așa, și avem lemne de foc? Avem răspunsuri? Nu, dar parcă trebuia. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața! A fost până la urmă la Suceava? Că era un ministrul, noul vine, ministru al... Bine, că... Nu mai știu, a venit. Nu a fost, a fost doar la Bistrița, la Suceava n-a ajuns. Așa că deja îmi făceam probleme. Că... Nu, a fost la Suceava cu sufletul, adică asta vreau să spun. Nu, că de regulă fost... știu când vin cei de la PSD la Suceava, pentru că există un pic de agitație, la Sucevița se umblă la butoiul cu afinată, deci nu, ar fi fost... Deci butoiul a rămas în continuare ne... Da, da, ar fi fost culmea să vină un ministru PSD la Suceava și să nu știi. Să nu facă un pic așa de agitație. Titlul pe care l-ați spomenit dumneavoastră, l-am văzut și eu, dar transmis de Mediafax. Adică, da, da. La modul că n-are soluții. Eu vreau să știu că doar a fost sufletește. Eu consider agenția Mediafax una extrem de profesionistă, cu mulți ani de experiență, să vii să spui că PSD n-are soluție, nu în știre. Ați văzut PSD-ul să aibă vreo soluție la ceva? Deci o știre ar fi despre PSD dacă ar avea vreo soluție. Da, da. Dacă da. Nu are soluție, asta știm. Deci asta e normal, o să spunem, cu care PSD, o normalitate cu care încearcă să ne convingă PSD vreun an că știe să guverneze. Dar lucrurile sunt în această zonă. Păi dacă n-ai soluții la lemne de foc, la ce ai soluții?
Nu nimic altceva. Dar nu contează, dar nu avem soluții. Nu avem soluții. La salarii am găsit soluțiile, le-am mărit, dar le-am înjumătățit. La fel, la tot ce a semnat prețuri, le-am mărit și nivelul de trai, vai de mama lui. Am găsit soluții, evident, și la lemnul de foc, adică n-am găsit nicio soluție, pentru că ne spune Deneș, nu trebuie să spunem noi, ministrul doamnei Dăncilă, că nu are o soluție pentru criza lemnelor de foc. Da, e iarnă. Acum vrem soluții iarna. Hai să lăsăm pe vară. La vară vedem că gospodarii. Așa am fost crescut. Și mi s-a zis, gospodarul face iarna. Ce face? Car și vara sanie sau ceva de genul ăsta. Adică, înțelegi, nu? La noi așa, iarna arde carul și vara sanea. Sanea, aha. Dacă n-ai lemn de foc. Da, am înțeles. Păi trebuie să faci ceva, adică trebuie să arzi ceva. Da. Că gazul de pomană este ars așa cum trebuie de către ei. De către ei, da. N-am mai rămas și pentru noi ca să-l ardem. Așa, ei, nu, de unde gaz? Unde, la Vatra Dornei? Ați fi vrut gaz? Teoretic, da. Zic, da. Zic că aș fi vrut, adică de, după Bârnărel. PSD-ul nu. PSD-ul nu. Ah, da. Aha. Deci să facem precizările cuvenite. Poate dumneavoastră ați fi vrut gaz la Vatra Dornei. Eu mă aliniez, să spunem așa, dorinței dornenilor, că văd acolo știu că au o centrală de cogenerare care ar putea să funcționeze pe gaz metan și gazul care e pregătit, stă gata în corzi, așa, pe Bârnărel, n-a mai coborât la vale, deoarece fiindcă pentru că trebuia să coboare prin pădure și n-a mai coborât din pădure, prin pădure pentru că cineva nu i-a dat niște hârtiuțe. Mă gândeam că dacă o să vină Deneș în zona asta pe aici, spiritual cel puțin, adică cu sufletul, o să zică ceva de genul, băi, tată, băi, sucevenilor care sunteți voi suceveni, băi, Bucovine, băi, Cârpă, băi, ăștia din capătul țării, de unde se agață harta, băi, băieților, băi. Păi, deci, după Bârnărel o să-l coborâm gazul, practic, când o să vrem noi, bă. Nu mai așteptați gazul la Vatra Dornei, pentru că nu o să ajungă. Și de ce să vie gaz la Vatra Dornei, când la Vatra Dornei nu avem niciun rumeguș? Da, păi, să mai venim și cu gazul. Deci, clar. Știți ce periculos este prin pădure? Pe acolo o să vină gazul, da, prin pădure. Merge. Periculos. Vine lupul. Știți cum e cu lupul? Da, și lupul se dă la gaz. Păi și poate să mușcă gazul, ca să zic așa, știi? Păi da, sigur că da. Și mușcă gazul și ia, că nu e o problemă. Adică nu e... E o problemă acolo. Și nu o să coboare până de repede după Bârnărel. O să rămână acolo. Știți de când e gazul pe Bârnărel? Hai că vă dau eu așa ca niște reperi. Hai să nu vorbim de... vorbim de mandate. Vreți să vorbim de mandate? Gazul pe Bârnărel este din primul mandat la Consiliul Județean al domnului președinte Gheorghe Flotu. Care primul mandat a fost în perioada 2008-2012. Deci hai să-l lăsăm acolo, să zicem așa. Hai să-l lăsăm. Băi, deci hai să fim generoși, bă, să spunem de 2011-2012. Cu toate că eu mă gândesc undeva acolo a fost gazul ajuns pe Bârnărel. De acolo n-am mai coborât la vale. Am avut de atunci, dacă e să socotim așa ca și ani, și sper că nu greșesc, din 2012, la nivel de guvernare și de acte legislative care ar fi putut fi emise, din 2012 am început, cred că prin luna martie, sper să nu greșesc, martie-aprilie, dar cam undeva aici am început cu guvernul Ponta și de atunci am rămas cu socialiștii la guvernare. Din 2012 până astăzi avem 6 ani. 6 ani în care guvernele succesive, că au fost o grămadă de guverne, nu au făcut absolut, guverne PSD evident, nu au făcut nimic pentru gaz și pentru Dorneni. N-au făcut pentru suceveni, dar evite pentru Dorneni. Să știți că oamenii ar fi vrut să facă, PSD ar fi vrut să facă. Dar? Soros și cine? Și corporatiștii și... Capitaliști și DNA-ul. Aha. DNA-ul nu i-a lăsat. Și DNA-ul nu-i lasă. Deci noi, practic... Da. Și statul paralel, ca să fie așa generic spus, de altfel precizat în clar de către domnul președinte Dragnea, statul ăsta paralel. Aha. Așa, nu i-a lăsat. Vă dați seama, atâta gaz să fie așa în libertate și tu vrei să-l duci la Vatra Dornei. Cum să-l duci la Vatra Dornei pe el, pe gaz, când și Soros, și multinaționalele, și se statul opun, paralel, sau ce? Și cu DNA-ul, le nu-i dau lasă. De lucru. Nu-i lasă pe acești oameni, că iar primul lucru pe care ar fi vrut să-l fac era să ducă gazul la Vatra Dornei și să termine centura Sucevei. Uite, am să mă uit acum un picuț așa, pentru că ne ajută tehnologia, și am să mă uit un picuț la... Am văzut un material, mi-am adus aminte. Și am văzut un material foarte frânuț așa, să văd dacă nu mai găsesc așa, că e posibil ca de fain ce era să nu mai poți găsi, știi? Dar cu memoria nu-mi joacă în dimineața asta feste, am să... Nu, evident că nu-l mai găsesc, că, mă rog, așa se întâmplă. Era vorba de cât de Darius. Îl știți pe Darius?
Darius, Slatina, Vâlcov, băiatul ăla... Care prin cimitir să nu-l cunoască. Băiatul ăla, da. Dacă deci n-aveți treaba cu pomenile și cu Coliva și cu Cărău, așa, deci probabil că nu știți. Dar Darius ăsta, băi, un tip extraordinar. Bă, Darius ăsta a reușit, potrivit hârtiilor oficiale. Dacă e să luăm în calcul, spre exemplu, o hârtie care a ajuns la DNA acum ceva ani de zile, și care făcea atunci referire la Darius. Și dacă vorbim de câțiva ani de zile, vorbim de foarte mulți ani, de, după vremea când Băse era prezident. Și asta s-a întâmplat, cred că până în 2014, nu? Să nu greșesc, nu? Așa, da. Deci undeva o hârtiuță care vorbea despre acest Darius Vâlcov, că de el este vorba, strategul PSD-ului, eminența cenușii, Mazarin, ca să spun așa, acest Mazarin al lui Dragnea. Darius, se spune că, am citit, de fapt nu se spune, că făcuse acest tip, un fost viceprimar al lui Darius, tot de la Slatina, de acolo, a făcut o hârtie oficială prin care vorbea despre matra pazlâcuri și despre bani, despre foarte mulți bani, despre conturi, spre exemplu, burdușite, care însemnau 10 milioane de euro. Despre cum se făceau banii, vorbind de lucrări publice și de banii statului, de fapt despre cum nu se făceau lucrările și cum ajungeau banii în conturi cu plăți efectuate. Despre căsuțe pe care le are băiatul și până Elveția, și până Belgia, și până Franța, și peste tot, și câte una, două, și tot o avere incomensurabilă, ca să spun așa, și chiar vorbea despre o casă undeva în Franța cu pereții tapetați, pereții interiori, practic, făcuți doar din, sau mă rog, burdușiți, nu cu vată minerală, ci cu bănuți aduși din România. Cam ăsta este Darius Vâlcov, geniul, ca să spun așa, economic și financiar al dumneavoastră, dragii mei, al nostru, al românilor. Adică noi, tot ceea ce ni se întâmplă trebuie este datorită geniului pe care l-a propulsat acest Dragnea. Oricum trebuie să apreciem un lucru, domnul Vâlcov, angajat al guvernului, evident. Nu altcineva. Consilier. Condamnat în primă instanță, încă mai este în România și nu-i plecat în Costa Rica. A, da, da, se, da. Trebuie să apreciem acest lucru. Acum, ori este un act de curaj, ori știe dumnealui ceva, de vreo pensionare, eventual, prematură sau la termen, putem să ne așteptăm la acest tip de evoluție a dosarului dumnealui, sau pur și simplu încă n-a venit momentul, încă mai are de ceva de reglat. Făcut, de reglat. Încă, da. 11. 11 este cifra condamnaților penali din România care au plecat și nu s-au mai întors. A băieților deștepți care au făcut bănuții și au pus palma în și s-au dus și plec și iar și mă duc. Văzut însă o chestie interesantă spusă de ambasadorul din Madagascar. Vorbind de Radu Mazăre, spunea cel din Madagascar că nu există termenul de cum era aia cu din cauze politice, cum era aia cu a cerut cauză, nu. Deci, mă rog, motivat de prigoana politică, să zic așa, nu există această... A cerut azil politic, da? Ne-a venit și nouă acum. Da. E luni dimineață, trebuie să ne înțelegeți. A cerut azil politic. Și o cerere atipică la 20 de ani după Revoluție, da? Toate cererile de azil erau înainte de 89. De asta probabil și cei de acolo din Madagascar, până și cei din Madagascar au spus că așteaptă poziția oficială a statului român să le trimită Ministerul de Externe de acolo, așteaptă hârtie. Cine, Tudorel se trimite sau cine? Poftim? Tudorel. Tudorel, nu de la justiție, ci că, da, probabil la justiție ar trebui să trimite, că e la externe, da. Da, dar Tudorel ăsta, băi frate, ăsta, știu, oare trimite. Nu cred că trimite. Nu cred că te minte că le ia și să motocește dâncile din n-a văzut, de, mă rog, sau Dragnea, cum vreți dumneavoastră. Dacă e să mă uit sau să mă țiu după imaginile astea care apar pe Facebook cu doamna Dăncilă, îmbrăcămintea doamnei Dăncilă și cu fața lui Dragnea, nici nu știu de cine să spui că e. Bă, sau acum, cine e. Că noi n-am apucat să vorbim aici de ce s-a întâmplat săptămâna trecută și de situația penibilă în care a fost pus domnul Tudorel, de către aliații lui, cei din PSD sunt aliați cu el, clar, nu? Clar, în final. De, el este decât neafiliat politic, dar... Domnul Radulescu, sau cum îl cheamă de la PSD, este unul nervos.
Nu Ștefănescu, nu Codrin. Codrin Ștefănescu. Codrin. Așa, mai știți că da, mai da, faci da. Omul care aduce lumina. Da, da, da. Da. Și domnul Ștefănescu a reușit să-i zădărnicească întreg planul de a mima, într-un fel sau altul, legalitatea demiterii doamnei Căveșii. Săptămâna trecută a fost un lucru extrem de interesant. Noi am mai povestit la momentul oportun, dar acum avem imaginea de ansamblu. Păi, oamenii ăștia nu sunt stare nici măcar o făcătură de genul ăsta să o facă așa cum trebuie. Deci că i-au pus gând rău doamnei Căveșii și știm de foarte mult timp și știm și motivele pentru care doamna Căveșii nu mai este compatibilă cu stilul de guvernare PSD. Nu e niciun secret. Că mișcările împotriva doamnei Căveșii rezonează la toți cei care, într-un fel sau altul, au avut probleme cu DNA în ultima perioadă. Unii, pe bună dreptate, alții, știu eu că efect al altor măsuri, avem tot felul de așa, dar sunt mulți cei care așteaptă căderea doamnei Căveșii așa ca pe o formă supremă de reparare morală. Da, știu și în județul Suceava suficiente persoane care au mai stat pe la Mititica fără să fie condamnați și consideră că dacă pică doamna Căveșii li s-a rezolvat și problema lor. E ok, dacă dumneavoastră așa cred, este problema dumneavoastră. Ideea e că există o anumită procedură legală prin care doamna Căveșii poate fi înlăturată. Iar procedura asta trece de fiecare dată pe la Cotroceni. Iar ca să poată fi luată, are nevoie în spate de o motivare serioasă. Mai ales în condițiile în care știm care sunt... Cum adică nu e suficient de serioasă motivarea cu Dragnea la pușcărie? Nu? Păi, este una dintre... așa. Băieții au croșetat bine, pentru că se apropie niște termene interesante. Și au croșetat treaba aia cu DNA Ploiești. Un domn denunțător de meserie care a ieșit cu înregistrările la purtător și a făcut un pic de circ săptămâna trecută, într-o încercare evidentă pentru toată lumea, de a-l determina pe președinte la modul emoțional. Uite ce fac cei de la DNA, cum măsulesc probe, deci tot DNA-ul este rău. Ia dă-o jos dumneata pe doamna Căveșii ca toți să fim noi mulțumiți de așa și reparați moral, ca să mă exprim, și dacă se poate să comasești de icotul cu DNA-ul și o rezolvăm pe toată. Numai că toată gălăgia asta și unul Ștefănescu, care e cu gură mare, îi spune, Tudorele, vino și salvează și rezolvă problema odată. Domnul Tudorel, care întâmplă tot sau nu, era la Tokyo. La Tokyo nu pentru o problemă cu privire la justiție. Nu, era cu altceva, cu altă treabă. Dar dacă omul a avut drum acolo, de ce să nu meargă în perioada asta zgubilitică, ca să spun așa, în legătură cu justiția din România? Și l-au chemat Politruci rapid. Să vină Tudorel să rezolve problema. Numai că Tudorel în momentul ăla a avut o mare problemă. Că dacă ar fi dat-o afară pe Căveșii, cum era pregătit să o facă? Toată Europa și toată lumea ar fi țipat că răspunde la ordinul politic al lui domnul Ștefănescu. Și atunci a trebuit să amâne omul. Chiar dacă el avea pregătit să o dea afară, el putea veni procedural, că a fost nu știu ce control anul trecut, că au făcut, el croșetează de mult timp treaba asta, controlul ăsta. Numai că gura spartă a domnului Ștefănescu și altora din PSD a reușit să strice și planul ăsta. Primul care a fost avertizat cu privire la ce se întâmplă și la cât de nepregătit, neîndemânatici sunt încroșetat astfel de manevre, primul avertizat, spuneam, a fost domnul Dragnea, care a ieșit imediat și l-a avertizat pe domnul Ștefănescu și a spus că vorbește cam mult pentru poziția pe care o are. A fost primul avertisment. Și al doilea a fost cel care a venit și a spus, da, unde ați auzit voi de comasarea de cot cu DNA? La noi? O, nu! Nici nu se pune problema. Nici usturoi și nici gura. Și a fost top joc. Pentru că altfel ieșea zumzet mare. Drept dovadă, ai avut reacția din Germania? Oamenii au cerut în clar, mai continuați în genul ăsta acțiunile împotriva justiției din România? Punem în nucleara în mișcare, cu ghilimele de rigoare, nu? Articolul 7. Solicitarea în clar de a-i se ridica dreptul de vot României la Consiliul Europei. Și va urma. Da? Și atunci oamenii au fost obligați, practic, să oprească planul, cu toate că nefericiții continuă. Vai, 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 păi, am înțeles. Este un procuror care nu-și face treaba la DNA Ploiești. Și afară, cât politicieni nu-și fac treaba dacă ar trebui să desființăm Parlamentul. Pentru că nu-și fac treaba sau că mimează treaba în Parlament, dacă mergem pe aceeași logică. Corect, corect. Da? Și acum era discuția la modul că, băi,
un procuror a măsurit probe. Să spunem că e adevărat, na. Păi o dai pe Chioveș afară, îl dai pe Tudorel afară. Păi când l-ai prins polițistul viola, pedofil, ai dat-o pe ministresa de intern afară? Sau și-a asumat șeful, cel care l-a protejat pe polițist, a fost dat afară? Nu, e în continuare, e în continuare șef și în continuare deține funcție. Că or fi și excese, că într-adevăr, nu, sunt tot felul, eu nu pot să... Deci când aud de înregistrări făcute de inculpați, de învinuiți, credeți-mă, nu am răbdarea să ascult. Toate au aceeași, același scop. De a influența într-un fel sau altul împotriva deciziei luate de regulă de procuror. Dar noi în România trebuie să ținem cont de un lucru. Tocmai pentru că s-a pus problema venită încă din comunism. Da? Că există posibilitatea ca la parchet într-un fel sau altul să se abuzeze. Da? Și controlul actelor emise în parchete era realizat de prin procuror. Da? Omul care avea subordine, procuror și așa mai departe. Și atunci s-a spus așa în România, când s-a făcut ultima reformă în justiție. Măi, să nu-i mai dăm credit total prin procurorului. Da? El coordonează activitatea și așa mai departe. Dar am introdus în instanță o nouă instituție, numită Camera Preliminară. Camera Preliminară în care judecătorul, deci nu prin procurorul, nu procuror ierarhic superior, analizează legalitatea probelor depuse la dosar. Judecătorul este cel care stabilește dacă procurorul a administrat legal sau nu probele. Și în cazul ăsta, nu Gâdea la televizor, nu știu care pe la România TV, nu nici măcar ministrul de justiție, nu are dreptul legal de a verifica legalitatea probelor administrate într-un dosar. Am auzit, am discutat și pe această temă cu oameni interesați, adică cu oameni care... Se pricep. Care au pățit-o. Au pățit-o pe propria lor pelă și îmi spun la Florin, nu e ok. Pentru că judecătorul de cameră este și judecătorul de fond. Și cumva își face, păi, e altceva. Vine și spune că nu-i... Și am înțeles că sunt la Curtea Constituțională suficiente sesizări cu privire la modul de lucru al camerei preliminare. Dar este o sită. Nu mai spuneți că e abuzul procurorului, că nu mă mai interesează. Deci în momentul în care îmi vorbiți de abuzul procurorilor, în condițiile în care am cameră preliminară, discuția nu mai are logică. Nu mai are rost. Putem discuta eventual de, da, așa cum spuneam, de judecătorul de cameră preliminară, ce mijloace are dumnealui, cum este procedura pentru camera preliminară și așa mai departe. Putem discuta. Am înțeles că de la Cluj, cel puțin în dosarul celebru cu câțiva subiecti de la Suceava, este blocat la camera preliminară, tocmai pentru că au fost sesizate foarte multe lacune în funcționarea acestei instituții numită camera preliminară. Dar nimeni n-a vorbit de procurori. Și vorbim despre ce se întâmplă. Am văzut o reacție a celor de la DNA care au spus că au o lipsă foarte mare de personal. Presiunea este una foarte mare și probabil că sunt puțini cei care își doresc să mai profeseze acolo la modul cum se pune problema vis-a-vis de această instituție. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, sunt foarte, în toate județele țării, aceasta a fost exprimarea, în toate județele țării sunt dosare în așteptare vis-a-vis de potlogăriile comise în toate județele țării de băieții ăștia care sunt supuși verificării DNA și de regulă sunt cei care sunt în zona administrativă, politicieni și așa mai departe. Am văzut ieri totuși un lucru interesant, așa o paralelă, dacă vreți, făcută și asta la fel săptămâna trecută între noi și ceilalți sau ce înseamnă administrațiile din Occident și ce însemnăm noi la nivel de șefi. Și cifra cea mai relevantă, cea pentru mine, recunosc, eu sunt un necunoscător, un neștiutor, habar n-am, varză sunt, dar cea mai relevantă cifră mi s-a părut cea a secretarilor și a subsecretarilor de stat. Ca și număr, spre exemplu, comparativ doar cu Franța, dacă vreți dumneavoastră, România este o țărișoară care are undeva sub 20 de milioane de locuitori, probabil dacă ar fi să luăm după recensământ, cred că 18 milioane și ceva spre 19, nu mai mult, și o Franță care depășește 60. Nu vorbim nici de întindere, suprafață și așa mai departe,
ca să facem un termen așa, să facem o comparație. În aceste condiții, într-un raport de doar la populație, să spunem, reprezentăm undeva 30%, să spunem, din ce este Franța, și cu acest 30% noi reușim să avem la nivel de secretari și subsecretari de stat 113. Noi. Avem 113. Ăștia, care sunt de 3 ori cât noi, doar la nivel de populație, da, au doar 17. Bă, am zis, cred că am greșit. Bă, mă, cred că lipsește un 0. Nu, ei au doar 17 pentru că atât ajunge. De ce? Pentru că băieții lucrează pe chestii de competență și nu de, umbrelă a partidului, care trebuie musai să fie deschisă și să fie mare ca să încapă cât mai mulți sub ea. Numai că acești 113, doar la nivelul ăsta vorbesc, sunt plătiți, dragii mei, poate știți sau poate nu, de către dumneavoastră. Să vă mai dau un exemplu. S-au mărit, punem ghilimele, adică s-au micșorat salariile începând de la 1 ianuarie. Cui? Evident, prostimii. Prostimea, cea care muncește, prostimea proletară, a avut salariile micșorate. Nu s-au mărit, s-au schimbat, s-a pus după număr pe celălalt. Această mărire pe brut de 25% n-a fost de fapt altceva decât o micșorare. Am văzut oameni care au primit fluturaș și care au spus... cu cât ți-a crescut, mă, salariul? Cu 16 lei. Bă, zic, dar ce salariu ai avut tu, bă, că 25% reprezintă numai 16 lei? Sau oameni care au zis, bă, dar mie mi s-au luat bani din salariu, că nu pot pricepe. Adică a fost o creștere pe minus, pentru că la mine s-au dus bănuțul din buzunarul meu. Mă întreb eu așa, la nivel de aplicare, la nivel de norme, la nivel de regulamente și așa mai departe, pe care le face, evident, guvernul României, guvernul PSD al României, și, evident, la toartă cu ALDE și cu doamna Vasilescu de la muncă. Păi cum reușesc ăștia, întotdeauna când fac calcule, să facă calcule pe plus când e vorba de ei? Păi ca să înțeleg și eu. Pentru că, spre exemplu, în contrapartidă, salariile sau, mă rog, indemnizațiile, dacă vezi dumneavoastră, ale celor care ne reprezintă în Parlamentul României, au fost indexate pe plus. Băi, tot lor. M-ai înțeles? Pe plus. Cu cât? Cu mult. Cu 8-10 milioane. Foarte mult pentru, dacă vorbim la nivel de o familie, da? O familie normală, să spunem, în țara asta. Pe foarte mult. Dar asta e un termen de comparație. Lor li s-a mărit, celorlalți li s-a scăzut. Pe de o parte. Pe de cealaltă parte. Dacă e să vorbim de pensii, puneți un picuț în balanță și o să vedeți cum Vasileasca spunea de la muncă ceva de genul, bă, dacă n-ai contribuții până în 10 ani și așa mai departe, ai pus-o pentru că, bă, n-ai muncit. Bă, dacă ai muncit 9 ani și 7 luni, bă, nu mai iei pensie. Iei ajutor social, bă, da? Ca să ne înțelegem. Un ajutor social ca să-ți duci zilele după azi pe mâine, așa? Și să mergi la cantina săracului ca să poți mânca ceva. Evident, de mila corporatiștilor. Cam ceva de genul ăsta, da? Dar asta în contrapartidă cu băieții care, dacă stau două mandate, adică nu numai două, da? Două, trei, patru, cinci, că avem cazuri, avem, da? De băieți care stau multe mandate, primesc pensie specială. Băie, ce-au făcut, mă? Ce-au făcut, mă întreb eu așa, ce-au făcut băieții aia în contrapartidă cu ăștia care au muncit ca să poată primi pensie și ăștia să primească numai ajutor social? Un pic cu pensia specială. Au început să se prindă și aia cu pensia specială de șmecherioare. Cât e minimul economia acum? Ca și salariu vorbim? Da. De cât 1900, nu? Parcă. 2000, da? Da. Pensia specială medie știți cât e? Deva la 3000. Și au început să se prindă băieții că nu e mare sfârială nici cu speciala. Da, da, aia e pe lângă. Nu. La majoritatea cu speciala doar. Au început să se prindă băieții că e șmecherioară și aici? Da, da, aia e 3000 decât la două mandate, că dacă mergi la, mergem la 5 mandate... De cei care au ieșit la pensie cu speciale. Cu speciale, da. Că noi avem în zonă pe mulți, care media, de la colonel în sus, undeva la 3000. Da, care era bun 3000 când restul erau cu 6000, cu 600. Era distanță, da. Dar ei acum se apropie. Acum ei au rămas cu 3000 și a venit minimul la 2000. Și au început băieții să se cam prindă și ei.
că până acum ei făceau treabă și au făcut treabă pentru băieți. Ca să nu mai pomenim, că și după aia intrăm în publicitate, să vă spun despre cum se, apropo de pilonul 2 de pensie, că nu s-au lăsat până n-au intrat și acolo, ăla fiind într-o zonă privată, pilonul 2 de pensie, și acolo era marea speranță a celor care contribuiau la pilonul de pensie, și acolo contribuția aia de 5,1 cât mergea din 10,4, cât mergeau cred că 10,4 sau 10,5 cât era totalul contribuției care mergea către către pensii, 5,1 din acești, spuneam, mergeau către pilonul de pensie. Acum acel 5,1 s-a transformat în 3,75. De ce? Pentru că băieții au nevoie de bani. Să facă ce? Ei, cum să facă ce? Să-și tapeteze pereții. Pardon. Să-și tapetează pereții. Că suntem în Suceava și practic facem ce vrem noi. Adică luăm chiar publicitate. Revenim.